Săptămâna trecută a fost nebunie în stațiile PECO pe fondul zvonurilor cu privire la scumpirea carburanților, mulți depozitând benzină și motorină în ce aveau la îndemână. Ca atare, pe fondul situațiilor de aglomerare sau supra-solicitarea stațiilor PECO din județ și a alimentărilor cu carburant în cantități foarte mari, în recipiente neomologate, Serviciul Inspecție și Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara desfășoară activități de verificare și control la nivelul celor 60 de operatori cu acest obiect de activitate. Ca urmare a situației generate în data de 9-3, când s-a constatat că mai mulți cetățeni au alimentat produse petroliere în recipiente neconforme, din plastic sau din alte materiale, în această perioadă, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara, județului Hunedoara, desfășoară activități de control și verificare la toate stațiile de distribuție a carburanților din județul Hunedoara. Astfel, pe timpul activităților de control, se va pune accent atât pe instruirea personalului angajat al stațiilor de distribuție produse petroliere, pe cum și pe informarea preventivă către clienții acestor stații privind modul de comportare și regulile de urmat pe timpul transportului produselor petroliere. Scopul acțiunilor este acela de a preveni evenimente grave ce pot fi generate prin manipularea sau depozitarea combustibilului în recipiente neconforme, dar au fost constatate și multe nereguli. În urma acestor controle, în doar 4 zile, pompierii hunedoreni au aplicat benzinarilor din județ amenzi de peste 100.000 de lei sau mai mult de 1 miliard de lei vechi. În urma controalelor efectuate în perioada 10-13 martie de către Inspecția de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara la stațiile PECO din județ, a fost aplicat un număr de 29 de amenzi în valoare totală de 114.500 de lei. Totodată, în cadrul acelorași verificări, pentru încălcările de o gravitate mai redusă ale legislației în domeniu, s-a aplicat un număr de 69 de avertismente. În același context, reprezentanții ISU Hunedoara au notificat operatorii economici care au lanțuri de distribuție a carburanților în județ și asupra pericolului generat de nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.